De la București la Brașov cu avionul. Un vis care s-ar putea împlini chiar din toamnă. Aeroportul din Brașov este aproape gata și când lucrările vor fi terminate, vor putea fi programate zboruri interne. Clădirea terminalului este finalizată în proporție de 93% și acum se lucrează la finisaje. Uite ce a spus reprezentantul Direcției de Implementare a Aeroportului aseară la emisiunea Știu. Interesul companiilor de zbor este foarte ridicat, este un interes real pentru că zona Brașovului, după cum știm, este o zonă cu potențial turistic și nu depinde de sezon. Practic am avut discuții cu toate companiile mari prezente în România. Mai rămân de instalat echipamentele de sortare, bagaje de la subsol, scările rulante și lifturile. Lucrările au început anul trecut în martie, iar valoarea lor trece de 30 de milioane de euro și investiția nu se oprește aici. Avem un proiect de a aduce calea ferată din Ghimbau și cred că vom fi primul aeroport din România care avem prevăzută cale ferată.